Haideți, bună ziua, doamnelor și domnilor deputați senatori, declar deschisă ședința comună online de astăzi a Camerei Deputaților Senatului. Proiectele ordinii de zi și programul de lucru, precum și modalitatea de desfășurare a acestei ședințe comune, au fost stabilite de birourile permanente ale celor două camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afișate pe site-ul celor două camere. Doamnelor și domnilor deputați senatori, acum sunt înregistrați 400 de deputați senatori în sistemul online. Pe ordinea de zi a ședinței comune de astăzi avem solicitarea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, adresată Parlamentului cu privire la înconființarea stării de urgență pe teritoriul României, instituită prin decretul numărul 195-2020. Programul de lucru va dura până la finalizare. Doamnelor și domnilor deputați senatori, intrăm în ordinea de zi solicitarea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, adresată Parlamentului cu privire la înconființarea stării de urgență pe teritoriul României, instituită prin decretul numărul 195-2020. În cursul zilei de luni, 16 martie 2020, a fost primită solicitarea președintelui României, adresată Parlamentului cu privire la înconființarea stării de urgență pe teritoriul României, însoțită de decretul 195-2020. Birourile permanente reunite în ședința comună online, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au hotărât ca aceste documente să fie trimise comisiilor juridice pentru apărare sănătate ale celor două camere, în vederea examinării și întocmirii rapoartelor, iar pentru elaborarea avizelor comune au fost sesizate comisiile pentru buget și drepturile omului ale Camerei Deputaților și Senatului. Termenul de depunere a rapoartelor comune a fost stabilit la data de 18 martie 2020. Toate documentele comisiei, inclusiv proiectul de hotărâre, au fost afișate pe site-ul celor două camere. Începem dezbaterile generale, care vor viza întreg conținutul proiectului de hotărâre. Avem lista cu înscrierile la cuvânt din partea grupurilor parlamentare. Grupurile parlamentare au stabilit maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui grup, Camera Deputaților și Senat, în total 5 minute pentru fiecare grup reunit, conform înțelegerile liderilor. Vă rog să-l apelați pe domnul deputat Alfred Simonis, reprezentantul grupurilor parlamentare Partidului Social Democrat. Se pregătește reprezentantul grupului Partidului Național Liberal, respectiv domnul Florin Roman. Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor președinți, mulțumesc în primul rând tuturor forțelor politice pentru faptul că au înțeles situația specială în care ne aflăm. Cred că Parlamentul de astăzi este un semnal extrem de important oamenilor, și anume acela că vom rămâne la datorie și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a depăși cu bine această criză în care ne aflăm. În ceea ce privește decretul privind instituirea stării de urgență, mă așteptam ca acest decret să fi fost însoțit imediat și de măsuri, necesare din partea Guvernului, astfel încât să nu se inducă panică în populație și să transmită un mesaj de încredere în economie. Poate că nu am fi asistat astăzi la companii întregi care și-au închis porții în așteptare unor măsuri clare, așa cum vă spuneam mai devreme, pe care Guvernul a întârziat să le adopte. Am urmărit ceea ce a declarat astăzi domnul Ludovic Orban. Salut faptul că Guvernul a preluat două dintre măsurile propuse de PSD, cea referitoare la șomajul tehnic și cea privind garanțiile guvernamentale pentru IMM-uri, însă nu e suficient. Mai sunt foarte multe măsuri economice și sociale pe care le-am propus și trebuie să fie implementate de urgență. De exemplu, Guvernul nu a spus nimic despre plafonarea prețurilor alimentelor de bază, medicamente și echipamente medicale. Înțeleg și eu și dumneavoastră că euro a crescut în ultima perioadă, dar nu pot să profit de o criză pentru a mări de nu știu câte ori prețul alimentelor, măștilor, mănușilor și altor echipamente medicale. Să nu spună mie cineva că prețul cartofilor de Brașov depinde de cursul euro. Așa ceva este inacceptabil, iar toți cei care fac astfel de speculații trebuie să plătească. Partidul Social Democrat a și depus un proiect de lege prin care vom încerca plafonarea acestor prețuri. De asemenea, nu am văzut ca Guvernul să spună ceva despre ratele românilor și ale firmelor. Mă așteptam ca să se iau o măsură curajoasă de amânare a acestor rate până la sfârșitul anului. Nu s-a întâmplat.
Așa că am depus astăzi un proiect de lege prin care suspendăm la cerere până la finalul anului plata creditelor tuturor românilor și companiilor. De altfel, am văzut foarte puține măsuri concrete pentru salvarea firmelor afectate de criză. PSD a spus deja că aceste firme trebuie să beneficieze de amânarea impozitelor pe profit aferente anului 2019 și chiar a primului trimestru în 2020. De asemenea, guvernul trebuie să adopte amânarea plății CASS și CAS. PSD înțelege să se comporte în continuare responsabil. E clar că guvernul este depășit de această situație. Nu poate lua în timp real măsuri concrete și ferme pentru sănătatea românilor și pentru salvarea economiei. De aceea am propus, practic, PSD a propus să pună la dispoziția guvernului specialiști în toate domeniile importante care să ofere expertiză de calitate. Avem nevoie de ordonanțe, e adevărat, care să fie clare și coerente. Nu cred că este momentul să mai împărțim în aceste momente clasa politică între putere și opoziție. Sper că guvernul să țină cont de această propunere ale noastre. În cazul în care vă constata că vor continua să fie defazat și să ia măsuri cu mare întârziere, vom trece de urgență prin Parlament toate aceste proiecte și nu doar acestea și altele necesare depășirea acestei situații de urgență. În final, dacă îmi permiteți, anunț că grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota acest decret pentru că înțelegem încuvințarea acestui decret, pentru că înțelegem situația în care ne aflăm și sperăm că observațiile pe care le-am făcut și le-am transmis președintelui și guvernului să fie luate în considerare în implementarea acestor măsuri. Vă mulțumesc și doamne ajută! Și eu vă mulțumesc, domnul lider, domnul Roman Florin, liderul grupului Partidului Național Liberal. Se pregătește reprezentantul grupurilor USR, domnul președinte Dan Barna. Vorbiți mai tare, domnul lider. Și noi vă mulțumim. Domnul președinte Dan Barna. Se pregătește domnul președinte Victor Ponta, reprezentantul grupului Pro Europa. Da, știu. Bună ziua, domnul președinte. Bună ziua. Ok. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Avem prima ședință oficială online a Parlamentului României. Este un moment istoric în situație de criză deosebită. Vreau să spun de la bun început că Uniunea Salvați România va vota pentru decretul de instituire a stării de urgență. E un decret necesar, util, nu este însă suficient pentru a trece peste această criză. Am avut până nu demult o criză politică suprapusă peste criza de sănătate publică. S-a terminat criza politică, dar acum intrăm peste o criză de sănătate publică care se așează peste o criză economică pe care o avem în față în aceste zile. Acum câteva luni discutam ce să facem cu creșterea economică și cum e administrată în folosul României. Iată că în doar câteva săptămâni acel scenariu de discuție vorbeam despre risipa banilor publici de către diversi baroni, diverse scenarii care au risipit resursa națională. Iată că acum nu mai vorbim despre creștere economică, ci vorbim pur și simplu despre apărare și supraviețuire. Și vorbim despre cum salvăm locuri de muncă, întreprinderi și chiar industrie întregi. Este chiar discuția care se desfășoară în aceste zile. Trebuie să ne ridicăm și asta este o responsabilitate pe care pare că începem să o înțelegem de la o zi la alta, să ne ridicăm la înălțimea vremurilor grele prin care trecem și
Cred că fiecare dintre noi înțelege exact la ce mă refer, pentru că am primit cu toții foarte multe mesaje în aceste zile. Cred că de la florăreață la contabil și de la mic meseriaș la avocat de supercasă de avocatură, toată lumea simte pericolul care vine și riscurile vremurilor pe care le trăim în acest moment. Avem deja mii de oameni trimiși în șomaj tehnic și sute de mii de familii care se gândesc cu foarte mare îngrijorare la ziua de mâine. În doar câteva săptămâni, optimismul relativ pe care îl experimentam s-a transformat într-o îngrijorare reală. Și în acest context, Parlamentul, și acestea sunt mesajele pe care vrem să le transmitem, Parlamentul României trebuie să muncească în continuare, chiar mai mult decât înainte. Trebuie să ajutăm acest guvern să ia deciziile corecte pentru salvarea economiei noastre. Trebuie să redeschidem activitatea în comisii și să începem să completăm ordonanțele care au fost luate și vor mai fi asumate în perioada următoare și să susținem acele inițiative care sunt clar necesare. Pentru că s-au făcut astăzi niște pași, spunem necesari, dar deocamdată reacția este una limitată. Pentru că vorbim de o criză, măsurile de astăzi tratează situația ca și cum ar fi o criză de lichiditate. În realitate vorbim de o criză de resurse și o criză de încasări care se va prelungi pe termen lung. Și din această logică trebuie ca instituțiile statului să funcționeze și nu vorbesc doar de Parlament, vorbesc și de consiliile locale, județene sau municipale. Am dovedit și le mulțumim colegilor din staful tehnic al Parlamentului că în câteva zile se pot organiza desfășurarea de ședințe online. Acest lucru trebuie să meargă mai departe și la celelalte instituții de la care cetățenii la nivel local sau național așteaptă măsuri. Liniile sunt foarte clare și nu trebuie să inventăm apa caldă. Același lucru se întâmplă în toată lumea și țările mai dezvoltate au aceeași direcție. E fundamental necesar ca statul să-și asume păstrarea locurilor de muncă. Avem nevoie să arătăm că principala preocupare este capacitatea familiilor de a supraviețui. Pentru că orice măsură de izolare și orice atitudine va fi luată în acest sens, nu poate să funcționeze dacă oamenii nu vor mai avea resurse de subzistență, dacă nu-și mai pot plăti utilitățile sau nu mai au sau intră în criză de alimente. Ori toate astea trebuie asumate și trebuie luate măsuri în această linie. Am propus deja o serie de astfel de măsuri, o să continuăm să o mai facem. Vor fi reajustări în economie, e foarte clar. Una din măsurile pe care continuăm să o propunem este aceea de a reduce impozitarea pentru salariile până în 2000 de lei, pentru veniturile până în 2000 de lei, pentru că asta va lăsa mai mulți bani în economie. În momentul de față, statul trebuie să se asigure că are capacitatea să lase și să păstreze bani în economie pentru ca firmele să supraviețuiască. Dacă firmele se prăbușesc și oamenii își pierd locurile de muncă, toate celelalte măsuri nu vor mai fi sustenabile. Iar resursele pentru asta sunt... Hai să ne mai gândim o dată la impozitarea sau plafonarea pensiilor speciale, pentru că dacă până acum era o discuție politică, în momentul de față este o discuție de supraviețuire a resurselor acestei țări. Și din această perspectivă e foarte important să acționăm ca atare. Și în ultima parte vreau să mai spun ceva. E un mesaj și către Parlament și către toată România. Haideți să începem să spunem adevărul. Pentru că am văzut astăzi s-au mărit pedepsele pentru falsul în declarații, zădărnicirea măsurilor de protecție la coronavirus, împotriva adresate, mă rog, cetățenilor eventual infectați. Foarte corect. Dar haideți să ne asumăm și noi ca stat și guvernul să-și asume că la rândul lui spune adevărul. Sunt probleme cu măștile, sunt probleme cu testele, sunt probleme cu echipamentele de protecție în multe spitale. Să ieșim din logica aceea care s-a întâmplat la colectiv, avem de toate, e foarte bine. Pentru că, în realitate, în multe locuri știm, și știm, nu e o presupunere, că lucrurile nu sunt în cea mai bună situație. Dar dacă ne spunem adevărul, unii celorlalți vom putea să luăm măsuri. Chiar astăzi am discutat cu Ministrul Sănătății și cu premierul și le-am transmis datele unui furnizor de teste din Israel dispus, care are în momentul de față teste pe stoc. Mi-am mulțumit și e foarte normal să se întâmple asta. Haideți să ne spunem adevărul în ambele direcții pentru a reacționa tot solidar împreună ca societate. Pentru că spunem că nu avem transmisie comunitară, dar la pacientul 39, de exemplu, nu avem un răspuns cum s-a infectat. Deci, cu cât evităm să spunem adevărul, cu atât ne va fi mai greu tuturor să înțelegem ceea ce se întâmplă. Pentru că virusul acesta cu care ne luptăm ne-a afectat la cel mai intim nivel de conectivitate, apropierea de oameni. Dar chiar și distanțați, trebuie să rezistăm și să funcționăm împreună. Eu cred că România trebuie să meargă mai departe și va merge mai departe
dacă fiecare ne asumăm să spunem adevărul și să luăm măsurile economice de care e nevoie. Vă mulțumesc, repet, Uniunea Salvați România va vota acest decret și vom fi alături în susținerea cetățenilor în demersul următor. Trebuie să funcționăm ca instituții cu toți. Și eu vă mulțumesc, domnul președinte Victor Ponta, și se pregătește să reintervină liderul, domnul Roman, Partidului Național Liberal. Aveți cuvântul. Mulțumim. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Pro-România vă transmit că vom vota pentru acest decret, dar pentru că acum ne-ați dat și cuvântul, nu ca la povestea aia cu investirea guvernului Orban, când n-am putut să vorbim, cred că e datoria noastră să spunem niște lucruri pe care le știți, dar nu le spune nimeni. Și anume faptul că ceea ce adoptăm azi este prea puțin și e prea târziu. E prea puțin pentru că degeaba noi ratificăm o stare de urgență dacă, din păcate, guvernul nu ia nicio măsură din ceea ce oamenii așteaptă. Ne așteptam toți ieri să se anunțe foarte clar că nu se mai fac executări pentru neplata utilităților, că până pe 15 iunie firmele nu mai plătesc contribuțiile pentru salarii cu condiția să nu dea oameni afară, că până pe 15 septembrie firmele și oamenii nu mai plătesc rate și că până la sfârșitul anului toate firmele românești care produc alimente și echipament sanitar nu plătesc niciun impozit și au sprijin de la guvern. N-am auzit nimic din lucrurile astea și de asta vă spun că ce facem noi acum e prea puțin. Degeaba votăm noi în Parlament o stare de urgență care mai departe nu se reflectă nimic din ceea ce se întâmplă. Nu întâmplător am fost singurii care n-am votat acest guvern incompetent. Cei care l-ați votat, faceți presiuni să și facă ceva acest guvern. Poate să fie prea târziu pentru că eu cred că în ianuarie, în februarie, deja știam ceea ce urmează să vină și noi, domnule președinte și stimați colegi, stăteam să facem alegeri anticipate. Joia trecută trebuia să avem guvern. S-a fugit primul ministru și guvernul PNL din plen, în așa fel încât să mai pierdem timp. Starea de urgență s-a declarat luni, de parcă nu-i chem, nu e stare de urgență. Trebuie să spunem atât cât mai avem voie, probabil nu mult timp, aici în Parlament și în acest fel online, că ceea ce facem azi e prea puțin, e foarte târziu și că de acum încolo, din păcate, românii pot se bazeze doar pe ei, nu pe un guvern pe care nu l-au vrut și pe care noi nu l-am votat. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul președinte. Să știți că activitatea Parlamentului nu se va suspenda, indiferent de perioada stării de urgență. Domnul lider al Partidului Național Liberal, să revină. Se pregătește domnul președinte Kelemen Hunor în partea grupurilor parlamentare UDMR. Sunt da. Bună ziua! Nu se aude. Da, opriți laptopul sau ce aveți, pentru că există un decalaj. Acum vă ascultăm. Mă auziți? Da, noi vă auzim perfect. Bună ziua, domnule președinte al Camerei Deputaților, bună ziua, domnule președinte al Senatului, bună ziua, doamnelor și domnilor colegi. În primul rând vreau să spun din partea grupului PNL că noi susținem adoptarea decretului în forma propusă de către președintele României și avem rugămintea ca observațiile făcute de colegii parlamentari să fie transmise către guvern care le poate prelua în cadrul ordonanțelor de urgență. Asta ca să închidem odată subiectul că unii sunt ascultați și alții nu, există deschidere totală pentru preluarea oricărei propuneri corecte. 2. Eu speram că astăzi să nu aud declarații politice. În calitate de lider al deputaților PNL, lansez un apel la solidaritate și responsabilitate din partea fiecărui coleg. Eu cred că e timpul solidarității și nu al disputelor politice. Eu cred că astăzi
era foarte important ca unii colegi să se abțină de la declarații de natură politică. Totodată, domnule președinte, vă solicit în numele grupului PNL ca lucrările Parlamentului să nu fie suspendate în perioada următoare. E foarte bine că s-a luat decizia ca Parlamentul să lucreze. Putem lucra în comisii și în plen și vă mulțumim și dumneavoastră și staffului pentru posibilitatea pe care o avem să putem lucra online. În altă ordine de idei, vreau să le reamintesc colegilor că epidemia nu are culoare politică și cred că atunci când au abordări publice ar trebui să fie mult mai reticenți în anumite declarații. Dacă e să vorbim despre câteva lucruri incorrecte care s-au spus, ca să nu le spun minciuni, am auzit că se debranșează populația de la utilități. Citiți ordonanța de urgență și veți vedea că acest lucru este interzis. În ceea ce privește chestiunea cu lipsa testelor și numărul insuficient, vă rog frumos să citiți instrucțiunile și procedura care prevede că sunt testați contactii direcți, cei carantinați și simptomatici. Și uitați-vă că cele 50.000 de teste au fost distribuite deja către spitale, precum și alte materiale. Da, e adevărat. Când am preluat această guvernare, am găsit stocuri zero, atât la rezervele de stat, cât și la Ministerul Sănătății. Nu dăm vina pe nimeni, încercăm să găsim soluții, încercăm să ne mișcăm, pentru că oamenii au nevoie de soluții concrete, nu de declarații politice. În ceea ce privește chestiunea cu prețurile, la ora actuală, astăzi se finalizează, din câte știu, o procedură foarte clară la nivel de guvern, în colaborare cu Consiliul Concurenței. Nu trebuie să uitați, stimați colegi, că acolo unde a apărut o criză, au apărut și speculanții, peste tot, nu doar la noi. Trebuie să știți, stimați colegi, că, de exemplu, în cazul efectivelor de porc, suntem dependenți din import, urmare a pestei porcine, și sunt foarte multe domenii în care suntem, din păcate, dependenți de importuri. Așadar, sfatul și rugămintea către colegi este să înțelegem importanța acestui moment, să lăsăm declarații politice în care dăm soluții fără surse de finanțare și să ne gândim foarte bine că s-ar putea ca peste această criză epidemică să apară și o criză economică. Și atunci e important să vedem cum gestionăm cu rațiune și cu responsabilitate fiecare măsură, astfel încât să nu ne ducem într-o criză economică. Pentru că altfel scăpăm de o problemă și dăm de alta. Închei prin a vă ruga din nou, stimați colegi, să dăm dovadă de responsabilitate, de reținere în declarații, să susținem acest guvern și să putem lucra pentru a aproba ordonanțele de urgență cât mai rapid la nivelul Parlamentului. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul lider. Vă rog frumos să luați legătura cu domnul președinte Kelemen Hunor. Se pregătește domnul lider Marius Pașcan în partea grupului PMP. Ok, bună ziua, domnul președinte. Vă ascultăm. Bună ziua, domnule președinte, domnilor președinți, domnule prim-ministru. Uniunea Democrată Maghiară din România va vota pentru încuvințarea decretului prezidențial privind instituirea stării de urgență. România se confruntă cu o situație epidemiologică gravă, probabil cea mai gravă în ultima sută de ani. Este adevărat, nici România, nici celelalte state nu au fost și nu sunt pregătite pentru această nouă situație. Toată lumea improvizează mult și caută soluții cât de cât eficiente. De aceea, atât din punct de vedere epidemiologic, cât și din punct de vedere politic, social și economic, suntem într-o situație nemai întâlnită de la prăbușirea comunismului. O provocare uriașă care va schimba viața noastră, perspectivele noastre, raporturile noastre, poate și multe dintre dezideratele noastre. Limitarea anumitor drepturi fundamentale va fi un test greu pentru noi toți. Va fi o încercare pentru toate autoritățile statului
pentru cele centrale și locale, dar și pentru presă, pentru fiecare om, fiecare comunitate, pentru întreaga societate. Va fi și un test de maturitate, de responsabilitate, unde dorința noastră de libertate se va confrunta cu necesitatea responsabilității. Va fi și un test de încredere care ne va arăta limitele noastre ca societate funcțională. Va fi cel mai important test al democrației noastre, poate mai mare decât multe alte momente dificile din ultimii 30 de ani. În această perioadă, cel mai important lucru rămâne salvarea oamenilor, sănătatea oamenilor, salvarea de vieți și menținerea în funcțiune al unui sistem sanitar subfinanțat. Dacă pentru a da răspunsurile adecvate este nevoie de folosirea anumitor măsuri coercitive, atunci instituțiile statului trebuie să fie capabile de a acționa convingător și rapid. Simțul măsurii, proporționalitatea folosirii acestor măsuri va fi esențială. Avem obligația să înțelegem și să susținem aceste decizii ca să reușim să limităm pierderile de vieți și încetinirea răspunderii coronavirusului. Desigur, trebuie să fim și conștienți că aceste măsuri sunt măsuri temporare și într-o oarecare măsură depinde și de noi cât va dura această stare excepțională. După sănătate și măsurile luate pentru salvarea de vieți umane, guvernul are obligația de a lua decizii rapide pentru salvarea economiei și pentru a estompa efectele crizei pe piața muncii. De aceea, simultan trebuie găsite soluții, domnule prim-ministru, pentru IMM-uri, dar și pentru a ajuta companiile mari de care depind alte sute și sute de firme mai mici. Primele decizii anunțate sunt încurajatoare, încă nu sunt suficiente. Gradualitatea este esențială, cum rămâne extrem de important atenția sporită și sprijinul acordat agriculturii în acest an, precum și sprijinirea lanțului de distribuție ca să evităm sincope majore în aprovizionarea populației. În astfel de momente trebuie mult curaj, enorm de mult curaj, multă fantezie și acțiune rapidă. Specialiștii Uniunii noastre au pregătit propuneri pentru măsuri concrete și urgente în domeniul economic, mai ales în sectorul IMM-urilor și în domeniul sănătății care vin în sprijinul pacienților și bolnavilor cronici prin simplificarea procedurilor în funcționarea sistemului medical. Vom transmite aceste observații guvernului în vederea analizării și implementării lor. Domnilor președinți, domnule prim-ministru, stimați colegi, ca să înțelegem foarte bine gravitatea situației dincolo de aspectele sanitare, care în acest moment, fără doar și poate sunt și rămân primordiale, trebuie să ne reamintim că, virgulă, criza economică din 2009 a lovit în primul rând țările dezvoltate. Economia globală totuși a avut o scădere de doar 0,1%, cu toate consecințele ulterioare care au depășit cu mult zona economică. Am văzut o scădere uriașă de încredere în instituții democratice, în valori consacrate de decenii buni. Acum toate previziunile arată o contracție al economiei globale mult peste cea din 2009. Este un avertisment, este o realitate care necesită enorm de multă chipzuință și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi, ca să nu ne trezim în situații vecine cu anarhia. De aceea noi credem că următoarea perioadă va fi și un test al solidarității umane, care ne va demonstra capacitatea noastră comună de a intra într-o nouă etapă despre care știm foarte puțin, dar care va depinde de noi înșine. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați colegi. Și noi vă mulțumim. Rog, domnul lider Marius Pașcan, grupului PMP, și se pregătește domnul Varujan Pampucian, liderul minorităților. Mulțumesc, intru acum, da? Da, sunteți în direct, domnul lider. Domnule președinte, stimați colegi, de la bun început vreau să vă spun că grupul parlamentar al minorităților naționale va sprijini toate măsurile luate în rezolvarea acestei crize și
și vom începe prin a vota cu toții acest decret. Suntem într-un război cu un inamic invizibil și ca în orice război trebuie să avem grijă atât de cei care sunt în prima linie a frontului, cât și de cei care sunt acasă. Și atunci considerăm că sunt necesare o serie de măsuri pe care sperăm ca guvernul să le ia și pe care le vom sprijini dacă este nevoie de sprijinul nostru parlamentar. De altfel, faptul că Parlamentul lucrează este un lucru absolut pozitiv care va permite fluidizarea întregii activități legislative. În sensul acesta, credem că este important să stimulăm agricultura și industria alimentară, să o stimulăm și să o protejăm, pentru că aici vorbim de oameni care vor avea nevoie atât pentru ei cât și pentru cei din jur să fie protejați împotriva răspândirii virusului. Sigur, cel mai mare sprijin va trebui dus către sectorul sanitar, care este în prima linie a luptei, dar și către zona de voluntariat, care este destul de activă în România, e o surpriză plăcută, dar care trebuie nu doar sprijinită, cât și monitorizată, ca să fie compliantă cu toate măsurile de protecție care sunt necesare. Trebuie luate măsuri antispeculă, în așa fel încât supermarketurile, magazinele de, care asigură zona de alimente să poată să funcționeze normal. Am înțeles că o parte dintre lucrătorii de acolo ar dori să se izoleze și atunci trebuie să introducem totuși oarece măsuri care să-i protejeze, dar să-i țină la locul de muncă, pentru că ei sunt vitali în perioada aceasta. Și trebuie neapărat să introducem obligativitatea livratorilor online pentru partea aceasta de protecție. Va trebui să fim foarte atenți cu ce se întâmplă cu oamenii care stau acasă. Oamenii aceștia plătesc rate la bănci, oamenii aceștia plătesc utilități și s-ar putea ca în perioada aceasta, prin diminuarea veniturilor lor, să nu mai poată să facă plățile acestea. De aceea, noi am sugerat necesitatea suspendării pentru cei care doresc lucrul acesta, al plății ratelor și suspendarea pentru toată lumea a executărilor la neplată. Va trebui să ducem un ajutor către sectorul privat. Și ajutorul ăsta văd că a început să se creioneze în măsurile pe care le ia guvernul și pe care clar le sprijinim. Sperăm ca el să fie extins, pentru că sunt sectoare întregi care își continuă activitatea în condițiile în care oamenii sunt destul de speriați de prezența virusului și sectoare care preferă să își oprească activitatea sau n-au încotro și trebuie să își oprească activitatea. Și atunci trebuie să ne gândim atât la companiile în sine, cât și la oamenii care lucrează în acele companii. Poate că n-ar fi rău să renunțăm la deficitul bugetar. Multe țări fac lucrul acesta într-o asemenea conjunctură. Dar va trebui să facem lucrul acesta cu o mare atenție la un echilibru între ajutoare și inflație. Sper să nu suspendăm de altfel niciuna din măsurile de protecție socială. Aici nu avem voie să punem oamenii în situații mai dificile decât sunt. Fac un apel la cald pentru toată populația. Sunt ferm convins că vom renunța și noi o perioadă la lupta politică, la toate exprimările populiste și că vom încerca să lucrăm ca și cum suntem cu toții
în aceeași parte a baricadei. Pentru că suntem cu toții în aceeași parte a baricadei, în războiul acesta cu un inamic invizibil. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul lider. Domnul Marius Pașcan, liderul PMP. Da. Bună ziua, domnul lider, vă ascultăm. Bună ziua, domnilor președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, doamnelor și domnilor distinși colegi parlamentari. Ne confruntăm în prezent cu cea mai mare criză pe care omenirea a cunoscut-o după cele două mari conflagrații mondiale. De data aceasta, dinamicul umanității COVID-19 infestează pe nevăzute și ucide la întâmplare, prăbușește economii, generează nesiguranță și stârnește panică, distruge, de fapt, felul nostru obișnuit de a exista de până acum. Ne putem apăra doar prin solidarizare, prin responsabilitate și disciplină, respectând regulile coercitive impuse în regim de stare de urgență. Sunt înspăimântătoare consecințele cu care se confruntă unele state europene, state puternice, dar care au ezitat și au subestimat pericolul pandemiei, neasumând la timp reglementări necesare de forță majoră. Partidul Mișcarea Populară a solicitat preventiv, cu câteva săptămâni în urmă, decretarea stării de urgență, pentru a nu fi scăpate de sub control efectele crizei epidemiologice. Rămânem consecvenți în această privință și vom vota clar pentru menținerea stării de urgență cu o serie de observații. Solicităm să se stabilească urgent măsurile de sprijinire a persoanelor vârstnice de 65 de ani și peste pentru protecția acestora prin autoritățile administrației publice locale. Categoria persoanelor vârstnice este cea mai vulnerabilă, prin urmare sunt necesare măsuri speciale, spre exemplu pentru distribuirea și achiziționarea de medicamente și alimente. Solicităm negocieri la nivelul Uniunii Europene pentru ca, în situația blocării granițelor multor state, să fie asigurat un culoar verde, securizat, pentru ca cetățenii români, dar și ai altor state, să poată ajunge în siguranță acasă, în țările lor de baștină. Românii, oriunde s-ar afla, trebuie protejați de statul român. În aceste momente de mare cumpănă pentru România și pentru întreaga lume, orice demers de separare între românii buni și românii răi, români din țară și români din diaspora, este unul greșit, periculos și neavenit. Acum trebuie să vorbim și să acționăm mai mult decât oricând în numele solidarității naționale. De aceea susținem crearea unei celule de criză la nivel de guvern pentru a asigura legătura dintre românii din diaspora și membrii familiilor acestora din România. Pentru ca eforturile noastre în lupta cu coronavirusul să producă efectele benefice scontate, le recomandăm în același timp insistent românilor din diaspora să evite pe cât posibil în această perioadă orice deplasare și să rămână în țara lor de adopție. În același timp vom interveni ori de câte ori va fi nevoie în cazurile românilor aflați în dificultate. În această perioadă trebuie asumate măsuri ferme pentru protejarea economiei și a locurilor de muncă. PMP a propus un pachet de măsuri în acest sens. În primul rând, considerăm că se impune plafonarea salariilor plătite din bugetul de stat, precum și a pensiilor nesimțite, așa zis, speciale. Guvernul trebuie să-și asume curajos chiar măsuri nepopulare în lupta cu recesiunea economică și să fie preocupat prioritar de susținerea agriculturii, a producției, de sprijinirea categoriilor socioprofesionale defavorizate, afectate cel mai grav de criză. Întreaga clasă politică se cuvine să aibă un singur obiectiv, să apărăm pe cetățeni de acest virus nimicitor care a paralizat state întregi și a curmat viața a mii de oameni. Să stabilizăm economia țării. Viața și sănătatea au prioritate. Este nevoie de oameni politici responsabili, de hotărâri ferme, rapide, înțelepte. Partidul Mișcarea Populară vă invită la solidarizare pentru ca împreună să reușim să trecem cu bine peste acest moment de grea cumpănă pentru România. Dumnezeu să ne ajute. Te rugăm, Doamne, iubește și apără România. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc. Vreau să-l apelați pe domnul senator Daniel Fenechiu, reprezentantul grupurilor PNL. Bună ziua, aveți cuvântul, domnul senator. Mulțumesc, domnule președinte. M-a auzit? Da, vă aud perfect. Voi începe prin a spune că senatorii Partidului Național Liberal vor vota în mod evident pentru încuvințarea decretului președintelui pentru instaurarea stării de urgență. Este un moment foarte greu în care doar buna guvernare, responsabilitatea, solidaritatea și omenia pot concura conjugat la depășirea acestei situații. De buna guvernare se ocupă guvernul și, în opinia noastră, o face bine. Chiar aseară au fost luate de guvern primele măsuri, iar ministrul a precizat cât se poate de clar că vor urma gradual măsuri în funcție de evoluția situației, care vor fi prezentate opiniei publice imediat ce merge să fie luate. Semenii noștri dau dovadă, după cum vedeți, responsabilitate, solidaritate și omenie, iar medicii fac o treabă excepțională pentru care eu cred că toată clasa politică și toți românii trebuie să le mulțumim. Aș vrea să le spun antevorbitorilor mei, care se întrec în declarații politice, că atât cele semnalate de ei, și aici mă refer la problema ratelor, la problema impozitelor, la problema contribuțiilor sau utilităților, și aș putea continua, toate astea se află în atenția guvernului și nu doar în atenția guvernului, ci sunt pe agenda de lucru. Unele au fost rezolvate în ședința de ieri, altele vor fi rezolvate în curând. Noi credem că dacă Parlamentul va susține în mod onest în aceste momente grele activitatea guvernului, și vom lăsa la o parte jocurile politicianiste, vom fi în situația instituțională de depășire în bune condiții a crizei generate de virusul SARS-CoV-2, sens în care apelăm la toți reprezentanții clasei politice să lase la o parte jocurile politicianiste, pentru că astăzi sănătatea și viața sunt principalele priorități ale tuturor și românii vor de la noi măsuri. Cei care au idei bune, este foarte bine, nimeni n-a spus că ideile sunt toate în grădina Partidului Național Liberal. Sunt convins că avem colegi din toate formațiunile politice care au idei și, așa cum a spus și Florin Roman, le privim cu toată seriozitatea și vom aplica toate măsurile care sunt bune. Îi asigurăm pe români și vă asigurăm și pe dumneavoastră că guvernul va face tot ceea ce depinde de el ca România să traverseze în bune condiții și cu pierderi cât mai mici această situație. De altfel, încă din perioada în care era guvern demisionar, guvernul a luat măsurile care puteau fi luate și cred că discutăm de o continuitate, fără însă să avem pretenția că am făcut tot, pentru că tot să nu se poate, e și motivul pentru care suntem deschiși și primim toate sugestiile. Cred că e un moment greu și cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Închei spunând că Partidul Național Liberal, evident, va vota pentru decretul președintelui și, așa cum a spus colegul meu, toate propunerile care au fost făcute de alți parlamentari trebuie trimise la președinte, având convingerea că președintele le va avea în vedere. Vă mulțumesc tuturor! Și noi vă mulțumim! Domnul senator Robert Kazanciuk, în partea grupurilor Partidului Social Democrat. Da, vă ascultăm. Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Suntem prezenți astăzi într-un amfiteatru virtual pentru a ne exprima votul cu privire la aplicarea, pentru prima dată după Revoluția din 1989,
articolului 93 din Constituție privind instituirea și încuvintarea stării de urgență pe întreg teritoriul României. Decretată pentru limitarea exercițiului unor drepturi fundamentale, obținute în urmă cu 30 de ani prin cel mai mare tribut de sânge plătit de la a doua conflagrație mondială, măsura vine să apere un alt drept fundamental, dreptul la ocrotirea sănătății, așa cum este garantat de articolul 33 din Constituție. Într-un mesaj adresat națiunii, cancelarul Angela Merkel spunea că Germania se confruntă cu cea mai mare provocare de după al doilea război mondial. Serios ca orice neamț, cancelarul a arătat că fiecare cetățean are propria responsabilitate în această bătălie, că este nevoie de solidaritate, dar și că măsurile sociale și de sprijin pentru economie se ridică la 500 de miliarde de euro. Încurajat de această informație, aseară mi-am luat hârtie și creion și m-am așezat în fața televizorului, unde pe toate canalele se anunța că în scurt timp autoizolatul de la Vila Lac 1 va anunța un set de măsuri de până și doamna de fier va trebui să-și ia notițe. Recunosc că la un moment dat, după ce am zăbovit cam mult pe un canal unde am găsit o dezbatere consistentă despre prevenirea și combaterea coronavirusului, am crezut că am ratat cetul guvernamental și am mutat pe canalul public unde speram să prind măcar ceva întrebări adresate de jurnaliști. Ghinion nici aici nu era. Sigur s-a gândit că noaptea e un sfetic bun, așa că echidistant, azi de dimineață ne anunțam măsurile luate de guvern. Una liberală de mărirea pedepselor din codul penal și alta social-democrată de plată a 75% din salariile celor care se află în șomaj tehnic. Alocarea unei sume de mai puțin de 10 milioane de euro pentru bugetul sănătății arată că nu a înțeles că trebuie să lase glumele și cinismul deoparte. Domnul Orban pare că a fost ocupat aseară și nu a avut timp să se uite la televizor, unde ar fi văzut medici abandonați într-un spital, români abandonați pe un aeroport din Spania, patroni disperați că și-au închis firmele și nu își vor putea plăti angajații salariile la bănci, magazine golite de anunțuri care au generat îngrijorare. Dar să ne păstrăm optimismul, căci există dovezi de solidaritate în aceste vremuri grele, când până și adversari politici care păreau într-un război fără prizonieri, au amânat pentru vremuri de pace dezbaterea despre amendamentele parlamentarilor și și-au dat mâna acum două zile în comisiile juridice reunite, unde celebra vorbă, unde sunt doi juriști, sunt trei opinii, s-a transformat în unde zmulți puterea crește. Am simțit și noi că nu suntem spectatori și chiar facem istorie, iar gândul mi-a zburat la celebrul moment de fraternizare din iarna anului 1914, când soldați englezi și germani, dându-și seama că sunt doar pioni într-un război absurd, au aruncat armele de Crăciun și au ales să protesteze prin muzică și dans. Vor reveni și muzica și dansul în discoteci, săl de spectacole sau pe ulițele noastre la această sărbătoare. Dar până atunci să nu uităm că astăzi, în prima linie, avem mii de medici fără echipamente adecvate în bătălia cu un adversar nemilos. Astăzi încă mai avem la Ministerul de Finanțe un general care a dezertat, alegând să-și pună la adăpost partidul și nu țara. Astăzi avem mii de oameni izolați care nu pot înțelege că în 21 ianuarie 2020, când Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția asupra gravității situației, guvernul nu era preocupat de achiziția de teste, ci de privatizarea sănătății. Stimați colegi, astăzi vom încuvința instituirea stării de urgență, dar avem obligația să veghem că acest guvern, investit pentru gestionarea țării într-o perioadă de criză, să nu deturneze în interese particulare sau de grup votul de încredere primit. Să nu permitem ca în poziții vitale pentru națiune să fie numiți din pixul izolatului de la Vila de Protocol oameni incompetenți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim. Nu în ultimul rând, aș vrea să-l apelați pe domnul președinte Călin Popescu Tăricianu. Bună ziua, stimați președinți ai camerelor Parlamentului. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că voi vota pentru legiferarea stării de urgență, măsură care este absolut necesară, dar care, din păcate, este luată cu o mare întârziere. În al doilea rând, vreau să mă refer la una din măsurile absolut necesare care ar trebui luate de guvern în această perioadă gravă. Este vorba de instituirea izolării individuale la domiciliu pentru cetățeni, bineînțeles, în condiția în care
ei se pot deplasa pentru nevoi esențiale, pentru aprovizionarea cu alimente, pentru a merge la medic sau la spital, pentru a merge la lucru acolo unde nu există posibilitatea desfășurării activității de la domiciliu și așa mai departe. O astfel de măsură a fost deja luată în Franța de guvernul francez din data de 18 martie. Și cer imperios guvernului să adopte această măsură acum, nu după ce va exista o explozie a epidemiei și ne vom confrunta cu zeci de mii de persoane infectate cu coronavirus, moment în care sistemul sanitar evident nu va mai putea face față. Este o măsură care trebuie luată din vreme și acum este momentul. Sigur că problema măsurilor economice nu este de lăsat pe planul 2. Văd o acțiune foarte timidă a guvernului. Guvernul și primul ministru, împreună cu ministrul de finanțe, par să fie în continuare instipați de grija depășirii deficitului bugetar. Trebuie să subliniez că în perioada de criză, statul și banul public trebuie să financeze și să susțină economia. Din experiența proprie, la finele anului 2008, la penultima reuniune a Consiliului European la care am participat în calitate de prim-ministru, cancelarul Germaniei Angela Merkel mi-a spus: "Who cares now about budgetary deficit?" Cui pasă acum de deficitele bugetare? Și trebuie remarcat că atunci criza s-a instalat treptat, nu cu viteza de acum, și nici nu s-a suprapus peste o epidemie cum este cea de față. Vreau în continuare să fac apel la Banca Națională pentru a scădea dobânda de referință, pentru a stimula băncile să pompeze bani sub formă de credite în economie. De asemenea, trebuie continuată finanțarea tuturor proiectelor de lucrări de investiții publice în curs de derulare și urgentarea procedurilor de achiziție publică pentru alte proiecte care nu au primit finanțare exact din cauza plafonării deficitului bugetar. Aici includ proiectele administrației locale. Trebuie să mergem cu finanțarea, cu credite guvernamentale derulate prin bănci a firmelor din sectorul privat și public, care în prezent sunt profitabile, dar care în mod previzibil vor întâmpina probleme în perioada următoare. Sigur că o măsură care am văzut că a fost luată este cea de acordare de către guvern a sumelor necesare achitării de către firme a indemnizației de șomaj tehnic la nivel de 75% din salariu și cred că această măsură este necesară pentru a nu pierde forța de muncă. Vreau de asemenea să subliniez necesitatea dirijării creditelor guvernamentale către industria autohtonă de echipamente, medicamente și materiale necesare în domeniul sănătății. Creditele de importuri vor trebui date numai și numai pentru materii prime sau cazuri de strictă necesitate. De asemenea, cred că este foarte util ca în această perioadă creditele guvernamentale să încerce stimularea producției interne de produse alimentare și prevenirea efectelor secetei. Finanțarea irigațiilor în situația unui an secetos este o măsură de maximă urgență care trebuie avută în vedere. Ca o concluzie, aș spune că banii publici care vor fi pompați în economie vor trebui să fie folosiți pentru ajutorarea firmelor cu capital românesc și a antreprenorilor români în vederea păstrării locurilor de muncă. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dau cuvântul domnului președinte Titus Corlățean. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, înainte de exprimarea votului plenului Parlamentului României asupra proiectului de hotărâre pentru încuvințarea măsurii adoptate de președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, rog să-mi permiteți două scurte comentarii. Primul comentariu. Și în dezbaterile de astăzi din plen, o serie de lideri ai grupurilor politice din Cameră și Senat, dar și în ultimele zile în spațiul public, lideri politici din diferite partide au ridicat o serie de chestiuni care vizează regimul stării de urgență cu propuneri foarte concrete, recomandări, observații, putem să le spunem chiar și amendamente. Lucruri foarte pertinente în dezbaterile
comisiilor noastre, după cum știți, au fost formulate astfel de propuneri și, din acest punct de vedere, o precizare de procedură. Având în vedere gravitatea situației, noi am încetat orice fel de discuție de natură juridică constituțională privind procedura de urmat, dar precizez că toate aceste recomandări, observații, propuneri foarte pertinente și la comisiile juridice, de sănătate, apărare, ordine publică, buget, finanțe, muncă, toate sunt reunite și după votul exprimat asupra hotărârii Parlamentului, ele vor fi transmise președinției și guvernului. Recomandarea, așteptarea și solicitarea noastră la nivelul Parlamentului este ca guvernul și președinția să trateze cu foarte multă responsabilitate și seriozitate și să preia, mă refer aici în primul rând la guvern, să preia cel puțin o parte din aceste solicitări, propuneri care conțin măsuri curajoase, măsuri profunde, care ajută la gestionarea crizei respective, atât în plan medical, în plan economic, muncă, protecție socială, dar și cu privire la necesare clauze de salvgardare atunci când vorbim de limitare, restricționare a liberului exercițiu al drepturilor fundamentale și aici mă refer în primul rând la libertatea mass mediei. Al doilea comentariu se referă la activitatea Parlamentului. Da, și președintele Camerei Deputaților și eu vă confirm, dacă mai era nevoie, că vom rămâne activ ca Parlament. Salut de altfel și comentariile colegilor, liderilor grupurilor parlamentare care au confirmat acest angajament. E o datorie firească constituțională a noastră, a Parlamentului și a parlamentarilor care au primit mandatul cetățenilor, ca nu doar pe perioada de pace, să o numim așa, dar mai ales în astfel de perioadă de criză, să rămânem activi, să rămânem angajați în ceea ce avem de gestionat din punctul de vedere al Parlamentului. Fac o singură precizare. Noi, la nivelul plenului reunit și birourile permanente reunite, știți foarte bine, am modificat regulamentele de procedură. Vom face același lucru și căutăm soluții regulamentare pentru fiecare cameră în parte, Camera Deputaților, respectiv Senat, pentru birourile permanente, pentru comisiile parlamentare și pentru plen, pentru că trebuie să continuăm mai departe. Avem de legiferat și aici cred că este bine să facem un efort de solidaritate, așa cum s-a spus. Asta este necesară contribuția Parlamentului României în gestiunea acestei crize. Și sunt convins, așa cum spunea un coleg, cu mai multă solidaritate, dar și cu responsabilitate și cu ajutorul Bunului Dumnezeu vom reuși să trecem cu bine peste această criză. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc. Am încheiat dezbaterile. Ultima intervenție a domnului președinte al Senatului a fost din această funcție, nu din reprezentant al Partidului Social Democrat, iar intervenția domnului Călin Popescu-Tăriceanu a fost ca reprezentant al neafiliaților, a grupului de neafiliați, lucru total regulamentar. Să lămurim anumite aspecte sesizate de anumiți colegi. Vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului electronic la distanță. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp de minim 5 minute alocat votării, anunțat de președintele de ședință, textul puteți vota, fiind afișat pe ecranul dispozitivelor. Deputatul sau senatorul are următoarele posibilități. Apăsarea tastei da, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot pentru. Apăsarea tastei nu, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot contra. Apăsarea tastei AB, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent cu opțiunea de vot abținere. Apăsarea tastei nu votez, caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent în categoria celor care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot. În cazul în care nu apăsați nicio tastă, sunteți considerat absent la votul respectiv. Rezultatul votului este contabilizat sub fiecare buton de vot. La încheierea votului pe ecranul dispozitivului de vot va fi afișat textul vot oprit. După finalizarea ședinței, rezultatele votului exprimate de către fiecare parlamentar vor fi afișate pe site-ul Camerei Deputaților și al Senatului. Supun votului proiectul de hotărâre. Vot, vă rog.
Au trecut 7 minute și 30 de secunde. Haideți să oprim votul. Cu unanimitate de voturi, hotărârea a fost adoptată. Doamnelor și domnilor deputați senatori, ordinea de zi fiind depuizată, înainte de toate, aș dori să mulțumesc stafurilor tehnice ale Camerei Deputaților și Senatelor, secretariatelor generale și, nu în ultimul rând, televiziunii publice. Declar închisă această ședință comună online a Camerei Deputaților și Senatului. Vă mulțumesc!